Pe mine m-a fascinat ideea cu Planeta Augustin, mai ales că știam extrem de puțin despre acest subiect și pornind de la, așa cum s-a zis deja, de la asocierea unor oameni de orientări politice, ideologice atât de diferite, iar recrutarea în academie, făcându-se doar pe criterii profesionale, fără să vreau, mi-am pus întrebarea dacă acum, în 2018, ar putea să fie posibil așa ceva și mi-am răspuns că nu. Nicăieri nu sunt făcute grupurile doar pe calitățile profesionale, doar pe talent, doar pe, ci totdeauna au măcar o componentă politică. Mică, mare, cât o fi ea, dar există. Vorbeați despre aceste adevăruri, adevăr și adevăruri. Dar înainte de adevăr și adevăruri, a enumerat domnul Onofrei toate întrebările atât de frumoase pe care le pregătise pentru dezbatere. O să mă... Nu pot să-mi arog un asemenea merit, nu pot să seră pregătită de mine, dar cred că întrebarea de final și, de fapt, lucrul la care la final ar trebui să răspundem e o combinație dintre aceste două teme și pe care văd și în legătură cu care văd că sunt cele mai multe nuanțe aici, la masă. Dacă există adevăr istoric și cum poate fi acesta prezentat și ajutat de ficțiune. Pentru că suntem în fața unui roman care folosește, desigur, date ale unui posibil adevăr istoric. Cred că este un pic impropriu să ne punem întrebarea dacă există adevăr istoric. Există istorie și, așa cum spune în roman, de câte ori trofeul dreptății trece dintr-o mână în alta și istoria se schimbă tot așa. Și o să vă mai spun un lucru. Mi-am mai adus o carte care este a domnului Boia. De ce este România altfel? Pe care am recitit-o imediat după ce am terminat și cartea ei, până să ajungem la cum ne influențează ficțiunea. Pentru că e ziua cu Holocaustul. El se cheamă capitolul Un echivoc românesc. A fost sau nu Holocaust? Repet, este semnată de domnul Lucian Boia. Sunt destui români care nu vor să admită că exterminarea evreilor în anii celui de-al doilea război mondial ar avea ceva de a face cu România. Odată ce românii nu acceptă să fie considerați antisemiți și socotesc că de felul lor se poartă exemplar cu ceilalți. În realitate, aplicată României, problema Holocaustului puse încă o dată în evidență contradictoriul comportament românesc, greu de prins într-o formulă unificatoare. S-a spus despre români, inclusiv de către câțiva autori străini cu prestigiu, că în al doilea război mondial ar fi fost la fel de virulent antisemiți sau ar veni imediat la rând după Germania nazistă. După cum s-au făcut și aprecieri foarte diferite și de către unii evrei, mai în avantajul românilor. S-a vorbit despre Mareșalul Antonescu dacă a ucis sau a salvat evrei. Răspunsul este iarăși tipic pentru condiția echivocă a culturii românești, a mentalității, a atitudinilor românești. Da, Mareșalul Antonescu a salvat evrei și da, Mareșalul Antonescu a trimis evrei la moarte. Nu știu ce alegem din asta, dar suntem iarăși în spațiul românesc, imprecis prin definiție. Continuă cu aceeași demonstrație. De asta spun apropo de adevăr istoric. Adevărul este cum vrea fiecare să-l perceapă. Problema este că există date istorice și datele, chiar printr-o cronologie, nu pot să nege nici faptul că oamenii au fost în închisoare, nici faptul că oamenii au fost trimiși în Transnistria, nici că au fost omorâți, nici că cei care au supraviețuit a fost cum a fost. Dacă poate istoria să fie digerabilă prin ficțiune, eu cred că este cea mai bună metodă de a aduce istoria la oameni, prin ficțiune. Pentru că, bazându-te, în primul rând că aceste două ficțiuni sunt cele care lasă pe autor să spună toate adevărurile pe care le știe. Se ascunde în spatele personajelor, în spatele unor documente pe care are sau nu are voie să le dezvăluie și poate să spună orice. Și atunci cititorul simplu, neistoric, nesociolog, poate să aibă altfel de imagine și îl poate determina să se ducă să citească nu știu câte pagini după aceea. Repet, și să treacă prin filtru propriu. Acest filtru propriu care apare în roman și care este negat într-un fel. Spune nimeni de fapt nu are, spune toți gândesc în lozingile tribului din care fac parte. Filtrul niciunuia nu este propriu. Toate filtrele sunt colective, antisemitism, legionarism, comunism, anticomunism. Poate am avea, toți avem nevoie de un filtru comun, de grup, de trib, de familie. Eu spun că fiecare dintre noi are nevoie de un filtru propriu.